Pădurile României muștesc de afine, mure și smeură, dar unele direcții silvice nu reușesc să adune fructele, în mare parte pentru că nu găsesc zilieri. La rândul lor, muncitorii se plâng că nu sunt plătiți pe măsura efortului depus. Sunt și cazuri în care direcțiile n-au găsit cumpărători pentru marfă. Este sezonul murelor, care s-au făcut din belșug, doar că lipsesc culegătorii. În urmă cu 2 ani, în Maramureș, erau adunate între 20 și 40 de tone de fructe, iar zeci de zilieri se întreceau să umple cât mai multe găleți. Acum nu mai este nimeni dispus să facă asta. Fost culegător, banii sunt foarte puțini, 4 lei nici o pâine nu-ți poți lua, sunt și greu de cules. În aceste condiții, cei de la direcția silvică au anunțat că nu vor putea strânge fructele, mai ales că și interesul de pe piețele externe, unde se vindea marfă cu 2000 de euro tona, a scăzut. Marcel Cosma, inginer silvic Maramureș: nu aveam un preț de piață competitiv, în așa fel încât să motivăm culegătorii. În jur de 4 lei, 4 lei 50, atât puteam oferi pe mure. Cu siguranță vor rămâne pe câmp și în păduri, pentru că nu are cine să le culeagă. La fel se întâmplă și cu afinele sălbatice. În Mureș, de pe cele aproximativ 600 de hectare de fond forestier erau livrate în urmă cu 2 ani peste 80 de tone de fructe de pădure. Acum, Mihai și Bogdan sunt printre puținii care mai urcă pe munte să le strângă. Mai culeg și cei care vând în piețe, nici ei nu sunt mulți. Dau marfă cu 20-25 de lei kilogramul. Oricine poate aduna din păduri până la 3 kg de fructe din fiecare categorie pentru consum propriu. Pentru cantități mai mari este nevoie de o autorizație. Relatează știrile ProTV.ro.